Majoritatea liderilor de sindicat, dar și directorii ai complexului energetic Oltenia au plecat în vacanță. Dacă în urmă cu 3 ani liderilor le erau plătite vacanțele, anul acesta șefii de organizații au scos bani din propriile buzunare. Printre liderii de sindicat plecați în concediu se numără Adrian Marciuc și Constantin Crețan sau directorii Daniel Antonie și Ion Rușeț. Vacanță și-au luat și salariații companiei, aproximativ 4.000 dintre aceștia, beneficiind de biletele de tratament și odihnă la Băile Săcelu. Liderul de sindicat Constantin Crețan spune că CEO a eliminat fondurile de vacanță de aproximativ 40 de milioane de lei, de care beneficiau exclusiv liderii de sindicat. În primul an, după negocierea contractului colectiv de muncă, s-a redus pentru bilete de odihnă și tratament, director general Viorel l-a redus la 135 de miliarde și acum le-a pierdut tot datorită faptului că este situația destul de dezastruoasă a complexului energetic Oltenia din punct de vedere economic. Președintele SMEO Gabriel Căldăruș a menționat că pentru salariați compania a pus la dispoziție bilete de odihnă și tratament în valoare de 2 milioane de lei. La ora actuală nu se poate, știm foarte bine, nu se poate pleca în afara Băilor Săcelu. Singurul loc unde se acordă bilete de tratament sunt la stațiunea Săcelu, la limita acelui buget de 2 milioane de lei. În concediu va pleca și directorul general al companiei Laurențiu Ciurel, atribuțiile sale urmând a fi preluate de directorul Diviziei Energetice Aurel Medințu.